n-am o legătură emoțională puternică, am centenarul Marii Unii, dați-mi voie să vă mulțumim că sunteți dumneavoastră în fața noastră, adică în fața producătorilor de vin, care sunt 27 de producători de vin și au inclusiv distilate, plus 3 importatori, avem 30 de crame, 30 de societăți care se vor găsi la Timișoara, care vor sărbători Timișoara, capitala vinului, spunem, pentru că marea majoritate sunt de din vin și vom putea să vedem noutățile anului 2018. Cel mai mare salon de vinuri din vestul țării, Salonul Internațional de Vinuri Vinvest, ediția 15-a, este pregătit să-și primească vizitatorii începând de vineri, 30 martie, ora 10, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Cele 300 de sortimente excepționale de vin, unele în premieră națională, vor fi expuse și degustate până duminică, 1 aprilie, ora 17, au anunțat organizatorii la conferința de presă premergătoare evenimentului. Vreau să vă spun că cei 25 de producători de vin și importatorii care sunt alături de noi vor face un regal, pentru că într-un așa an nu ne mai întâlnim cu 100 de ani și în așa an trebuie să avem și vinuri de excepție. O să vedeți că avem vinuri lansări noi de vinuri de la crame, de la societăți care, deci, pentru prima dată participă la Timișoara. Avem grei lângă noi, societăți mari care îi susțin pe cei mici prin prezența dânșilor aici, pentru că se știu cei mici sunt cei care trebuie să ajutați și care trebuie să promovați. Suntem cu vinuri la o calitate de excepție în momentul acesta. România se poate mândri în țară și în afară. Sunt vinuri care ies în concursuri naționale, în concursuri internaționale și se întorc cu medalii. Aceasta 15-a ediție este o ediție emblematică. Este o ediție care pregătește o expoziție de 100 de vinuri în care vom avea etichetele noi, deci marketingul etichetei noi versus marketingul etichetei de acum 15 ani, pentru că noi acești 15 ani facem parte din această 100 și 100 va fi aniversată cu 100 de sticle. De asemenea, vom avea aceste lansări de vinuri de care vă povesteam, lansări noi pregătite special pentru unire. Avem Sigilium, vă spun numai un nume, care deci efectiv acea cramă a vrut să scoată un vin care să fie dedicat evenimentului. Nu dau nume pentru că știu că nu este vorba, dar foarte mulți au lansat pe tematica respectivă. Avem concursurile care sunt în timpul evenimentului, avem tombolele care încercăm să atragă vizitatorii, care sunt 4 pensiuni, restaurante de 4 stele, pensiunile și hotelurile, și de ce nu, vii și cumperi acel bilet de 25 de lei și poți să pleci 2 zile în weekend, 2 persoane la una din cele 4 pensiuni care deci oferă acest. Turismul viticol va fi de asemenea promovat cu ocazia vinurilor. Nu avem numai vinurile, avem și utilajele, micii producători pot veni în salon pentru a-și achiziționa, pentru că toată lumea e pasionată în ultimul timp să-și planteze 10 butuci, 100 de butuci, un hectar, o jumătate de hectar, vorbim de cei mici, deci avem pe cei care furnizează aceste utilaje de vinificație, enzime, drojdi și toate cele, avem servicii conexe, care înseamnă butoi, sticlă, pahar, ceea ce ne trebuie în momentul în care avem o sticlă de vin cu aceste produse. Deci vedeți că salonul este ca de obicei pentru cei care au trecut pragul în aceeași formulă, iar pentru cei care nu au venit nici odată, vor fi încântați, pentru că nu ne ducem numai pe un singur sector, deci vom dezvolta întregul sector vitivinicol, de care spuneam. Sub încărcătura emoțională puternică a centenarului Marii Uniri, anul acesta Vinvest 2018 va transforma Timișoara într-o veritabilă capitală a vinurilor reprezentative din toate provinciile istorice. Iar cu soiurile românești se vor înfrăți și producătorii din Republica Moldova și țările vecine. Astfel, timp de 3 zile, așa cum de mult nu s-a mai întâmplat, sărbătoarea vinului se transformă într-o unire regională. Cum zice doamna Părbu, de asemenea, în calitate, dacă vreți, de expert al Ministerului Agriculturii de data aceasta, care este responsabil de relația cu OIV-ul. Acest OIV, Organizația Internațională a Viei și Vinului, este un organism internațional care reunește peste 35 de țări viticole importante. Desfășurat în acest an sub motoul Identitatea vinului românesc, programul salonului include diferite acțiuni ce au menirea de a accentua bogăția sectorului viticol național acum la 100 de ani de la mărețele evenimente. O inedită expoziție ad hoc cu 100 de sticle de vin, simpozion științific, vernisaje de expoziții artistice, manifestări din zona gastronomiei, artelor, literaturii și multe altele.
Cei interesați să participe la VinVest 2018 sunt așteptați vineri și sâmbătă între orele 10-19, iar duminică între orele 10 și 17. Un bilet de intrare costă 25 de lei, sumă pentru care fiecare persoană primește ca suvenir un pahar special pe care îl poate folosi la numeroasele degustări din salon.